Bună ziua, dragii mei scorpioni! Sunt Arotela cu etalarea pentru voi, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion. Etalare pentru decembrie, dar evident că tot ce zic aici poate deja experimentați, poate veți experimenta în lunile următoare. În fine, am pregătit cărțile. Și ați primit deja niște mesaje de la îngeri. În primul rând, prin ce ați trecut, în ultima vreme și chiar și acum, ați trecut ca să vă căpătați, recăpătați sau redescoperiți sau descoperiți puterea. Așa zice aici. Și nici dacă, și dacă n-ar fi zis, la fel aș fi zis și eu. E cartea similară Puterii în tarot, în care o persoană de sex feminin e alături de un leu. Poate ați unii ați avut o relație sau ceva, o situație cu cineva născut în semnul leului, dar aici avem un cal, poate cineva născut în semnul săgetătorului. Dar trecând peste aceste mici detalii, prin orice situație ați trecut, trebuie să învățați să vă vindecați, să vă vindecați energia în această perioadă, trebuie să practicați niște tehnici de vindecare. Eventual să faceți yoga, să meditați, să luați conducerea în viața voastră, să nu mai permiteți ca alții să vă influențeze și să vă conducă viața. Bine, în general, Scorpionul nu permite, dar depinde de planete ce aveți. Poate aveți Lună, poate aveți Venus sau orice ar putea să fie. Poate ați permis o perioadă ca cineva să vă, da, să vă vampirizeze energetic. Da, se poate, pentru că voi aveți multă energie. Și dacă cumva ați lăsat garda jos, asta e, s-a întâmplat. Trebuie să vă refaceți energia, să vă vindecați și să practicați niște tehnici de vindecare. Eventual, care vă vor aduce, readuce această putere. Eventual, pentru unii care sunteți într-o altă poziție, probabil trebuie să practicați tehnici de vindecare ca să-i ajutați pe ceilalți să devină puternici. Și practicând aceste tehnici de vindecare, ajungeți într-o poziție de conducere. În ce sens? Nu neapărat ajungeți, vezi, dragă CEO, nu. Veți conduce, eu știu, anumite grupuri de oameni către vindecare și asta e mare lucru, este mare lucru. Și asta, toate aceste lucruri vă vor aduce abundență infinită. Pentru că, curățându-vă energiile, chakrele, permiteți ca divinitatea să vă copleșească cu abundență infinită. Și asta înseamnă foarte mult, de la bani până la sănătate, până la relații sănătoase, relații armonioase, frumusețe, voie bună și tot ce mai vreți voi. Tot ceea ce reprezintă pentru voi abundență. E interesant că aveți, bine, mi-a făcut un tic să zic interesant, dar chiar e interesant că aveți această infinită abundență, această abundență infinită și miracole și binecuvântări. Tot ce ni se întâmplă, se întâmplă cu un scop. Totul are un dar. Să nu subestimăm anumiți oameni, anumite situații. Și asta pentru că probabil că meritați unii dintre voi, probabil că ați îndurat foarte mult în dragoste. Dragostea îndură. Numărul 43, dacă asta spune ceva. Dar trecând peste aceste numere, 43, 13, în fine. Ei spun așa, este o imagine frumoasă despre care am mai vorbit cu alte ocazii. Dragostea nu renunță și nu-și pierde credința. Dragostea este plină de speranță și stă în fața fiecarei situații. Asta pe foarte scurt, dar de fiecare dată când văd această carte, eu mi-aduc aminte de un citat din Biblie, 1 Corinteni cu 13, și permiteți-mi să-l citesc în cazul în care nu aveți timp să-l recitiți voi și să-l căutați. Și spune așa, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o armă sunătoare sau un chimval răsunător. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința,
Chiar dacă aș avea toată credința încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și nu aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de iubire, de bunătate. Dragostea nu este invidioasă. Dragostea nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Atenție pentru cei care ați avut de-a face cu așa ceva. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se aprinde de mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Suferă toate, crede toate, nădăjduiește toată, rabdă toate. Dragostea nu pierde niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci, fiți atenți, cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când am devenit matur, am terminat tot ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin cum am fost cunoscut și eu pe deplin. Acum deci rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre toate este dragostea. De fiecare dată când citesc acest pasaj, mă înfior și îmi dă putere. Și sper și vouă să vă aduceți aminte că prin ce treceți, treceți ca să vă pregătiți pentru miracole și binecuvântări în viața voastră. Faceți loc acestor minunății care se pregătesc pentru voi. Știu, poate unii nu credeți, pentru că ați trecut prin prea multe grele, dar greutăți, în fine. Dar aici este testul de credință. Trebuie să credeți. Continui cu o carte care sper să vă inspire. Un animal, spiritul unui animal, care ar trebui să vă inspire în această perioadă. Scorpion. Soarele în Venus ascendent în Scorpion. Soarele în Venus ascendent în Scorpion. Din ce ar trebui să fim... Oh! Din ce ar trebui... Wow! Da, foarte frumos. La capătul setului de cărți aveți uliu, semn de aer. Dacă asta vă spune ceva, poate ați avut de-a face cu un semn de aer, unii dintre voi. Și chiar dacă nu e un semn de aer, poate treceți prin niște transformări, sper. Aveți șarpele, simbolul alchimic al pământului. În setul acesta de cărți, șarpele are numărul 7 în poziția cărților ce reprezintă simbolul alchimic al pământului. Cu alte cuvinte, ar fi similar cu 7 de monede. Și ce înseamnă asta? Trebuie să așteptați cu răbdare 7 zile, 7 săptămâni, 7 luni pentru ceva. Poate sunteți deja în așteptare, deci nu musai de acum încă 7, poate deja sunteți în așteptare. Of, dar ce va ieși după această așteptare, ce veți primi, ce veți crea în acest timp, este miraculos. Nu degeaba aveți Infinite Abundance și... miracole și binecuvântări. Nu degeaba. Șarpele, evident, că este un semn, e o reptilă foarte controversată, interesantă.
Cum am zis și la delfini, este cam singura care face dragoste, îi place să se atingă de partener, îi place atingerea, se bucură și o explorează în multe feluri. Poate că pentru unii dintre voi, pentru majoritatea scorpionilor, acest lucru contează foarte mult. Și cei care aveți nu doar soarele, ascendent, lună, Venus, poate chiar și alte planete. Aveți nevoie de atingeri, aveți nevoie să vă explorați și din această perspectivă, dar nu oricum. Nu, chiar dacă e semn de pământ aici. Vorbim totuși despre scorpioni. Și imaginea în sine sugerează acest lucru. Orice atingere experimentați pentru voi este transformare din fizic către spirit. Am spus că trebuie să așteptați. Aveți ceva de creat. O rețea, o textură. Ah, da. Poate o transformare la nivel de ADN. Știu că sună ciudat, dar așa se întâmplă uneori. Avem această capacitate pentru cei care lucrează, într-adevăr, dar pentru asta trebuie să așteptați și trebuie să lucrați. Poate să fie chiar și 7 ani de lucru spiritual. Știu că sună ciudat, știu că sună mult, v-am zis, nu știu în ce poziție sunteți. Dar unii știu că lucrați cu voi de mult timp, alții poate de-abia ați început. Și 7 este număr saturnian. 7 este lecție, lecția lui Saturn, a așteptării și a răbdării. Dar finalul va fi minunat, vor fi aceste miracole și binecuvântări, pentru că oriunde este Saturn în tranzit sau în casa voastră natală, dacă vă faceți temele cum trebuie, primiți un cadou la sfârșitul tranzitului. Mie mi s-a întâmplat și sper de fiecare dată să se repete acest final îmbucurător. Spuneam de șarpe. Trebuie să stați, să vă restructurați. Da, să vă restructurați. Eventual, eu știu, 7 zile, 7 săptămâni, intrăm în 2020, nu fi întâmplător că ați primit acest mesaj. Trebuie să vă restructurați pentru ce urmează. Poate să fie și 7 luni, că vorba aceea, sfârșitul anului 2020 este teoretic, ar trebui să fie glorios pentru unii. Este o structură, evident, cu conotații spirituale, după cum vedeți. Și nu doar asta mi-atrage atenția, ci faptul că șarpele transmite lumină. Este în întuneric. Unii dintre voi încă treceți prin probleme. Dar nu uitați că trebuie să vă vindecați energetic. Și structura în sine este plină de energie. Este floarea cu cele 6 petale. Posibil trebuie să încheiați un ciclu sau la sfârșitul așteptării, evident că veți încheia un ciclu. E 7, am zis mai devreme, ciclu, lecție. Trebuie să aveți răbdare. Pentru că tot ce se întâmplă, se întâmplă spre binele vostru. Poate unii dintre voi trebuie să vă izolați dintr-un punct de vedere, nu din toate punctele de vedere. Sau să vă oferiți momentele voastre de intimitate, de introspecție, ca să puteți crea această structură sau să vă puteți recrea. Și să știți, să nu uităm că șarpele își lasă pielea, da? Să vă lăsați vechiul ego, vechiul eu, vechea ființă și să vă pregătiți pentru transformare. Superbă carte, superbă, superbă. Din seria aceasta de cărți încercăm o cruce. Oh, cruce celtică, ați avut de-a face cu diavolul însuși. Da, evident că toți scorpionii trebuie să aibă de-a face din când în când, măcar cu diavolul însuși. Și de ce? Pentru că sunt cam singurii care pot să îl pună la punct, dintr-un punct de vedere. Scorpion.
soare, lună, Venus, ascendent. Uf, un scorpion. Ce-a vrut să iasă? Am văzut de nu știu câte ori regele de cupe. Acum, ați avut de-a face cu un semn de foc care v-a mințit? Ha. Unii dintre voi, orice planete ați avea acolo. Sau semn de aer care v-a mințit și eventual un semn de aer care are o poziție de autoritate. Soare, lună, Venus, ascendent în scorpion. Înainte să tai, aș vrea să spun o rugăciune. Bishem Adonai, Mimini Mihail, Umismoli, Gavriel, Umilifnai, Uriel, Ume Ahorai, Rafael, Va'al Roshi, Shehinat El. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion. Decembrie 2019, central, ha! 10 de monede, familia, banii, familia, încheiere de ciclu sau, pur și simplu, probleme cu banii. Vom vedea ce se mai arată. Familia, tradiții, probabil că trebuie să vă restructurați și să renunțați la unele șabloane, unele tradiții, unele fixații pe ce? Pe material, mai ales dacă vreți să înțelegeți dragostea despre care am vorbit și tot ce ține de spiritualitate. Dacă vreți să vă ridicați deasupra vechiului eu. Poate unii aveți de-a face cu cineva în semn de pământ, dar nu e obligatoriu. Tradiție. Generații după generații. Vedem cum se așează cărțile. Ce vă blochează? Faetonul. Faetonul. Să zicem că e zodia racului sau al săgetătorului. Dar, trecând peste aceste mici detalii, care poate să fie orice altă zodie care manifestă această energie. Poate să fie dorința unora de a merge mai departe. Poate nevoia de a vă cumpăra o mașină în familie. Da, e vorba de bani de familie, mașina familiei, în fine. Are probleme, vreți să o schimbați, trebuie să o reparați pentru că e provocare. Trecând peste asta, poate unii dintre voi, în această perioadă de restructurare, de așteptare, simțiți nevoia, deși nu știu cum se arată cărțile, dar deocamdată le citesc așa, și simțiți nevoia să mergeți mai departe către destinul vostru pentru că vă dați seama că undeva în acest ambient ceva nu vă mai reprezintă. Și asta, nu știu, așa simt să vă transmit. Vedem ce se mai așează, ce se mai arată. Sper să nu se întrerupă. În trecutul îndepărtat, un semn de aer, ori v-a blocat, ori voi ați blocat, să zic mental. E un blocaj mental. N-ați găsit soluții într-o situație, posibil voi. Pentru că trebuie să așteptați, trebuie să vă transformați felul de a gândi, de a simți, de a percepe lucrurile din jur. 8 vorbește de transformare, da? Nu vedeți că este într-un cerc, da? Și aici este un cerc, un cerc de săbi. Este o șarpă spiralată ca un șarpe în jurul personajului. Posibil sunteți voi. Dar 8-ul înseamnă transformare. Nu știu dacă ați reușit, vom vedea, dar în trecutul îndepărtat ați avut multe probleme, multe greutăți. Și a trebuit să găsiți o soluție, să ieșiți din această stare. Sunt curioasă dacă ați găsit-o. Sper. Justiția, superb. Pentru, bine, varianta frumoasă. Unii, poate, în ultima vreme aveți de-a face cu o balanță, să zicem. Dar, poate nu toți aveți de-a face cu balanță. Justiția poate să fie un divorț, poate să fie niște chestii legale. Sau, pur și simplu, în cazul în care ați avut probleme, să vi se facă dreptate. Teoretic a trebuit să clarific, dar nu știu dacă am timp de clarificatori. Să vedem. Să vedem. Viitorul îndepărtat? 4 de spade. Vindecare. Hai să vedem viitorul apropiat. Valetul de cupe. Poate cineva încearcă să... S-ar putea să fie vorba sau măcar, nu știu, să vă gândiți. Să discutați despre un divorț, despre o separare.
să vă doriți